schimbată de Gheorghe Hagi, centrarea lui Ganea, șutul pe jos, gol! Mate egalează! Viitorul egalează prin Matei cu mai puțin de 10 minute înainte de finalul partidei, minutul 84. Jucători experimentați. E adevărat că a fost o minge respinsă rău de Diallo, nu știu dacă avea și alte variante aici. Dacă o lăsa era rău, bine s-o fi respins cum trebuie. Asta era soluția, varianta cea mai bună. 1-1. Matei înscrie din nou pentru Viitorul. Este al treilea gol marcat de el de când a venit aici la Viitorul. Precedentele au fost înscrise pe teren propriu.